Secretarul general al PNL, la interviurile pe CNews, bună ziua, domnule Maria Petrache, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Într-o perioadă în care presa vorbește despre scandalurile dintre liberali în teritoriu, fuziunea dintre vechiul PNL și PDL a fost dată uitării, înlocuită de bătaia pe funcții în conducerile executive din județe, există un concurs în teritoriu, sunt tabere care vor să-și impună oamenii cu orice preț. Care e sursa conflictului acolo? Scandal e mult prea mult spus. Într-adevăr, sunt discuții, sunt firești din punctul meu de vedere, pentru că fiecare om vrea să poziționeze în viitoarele structuri care vor conduce Partidul Național Liberal, dar sunt convins că le vor rezolva toate. Spuneți-ne, în acest moment, vă simțiți în deplină colegialitate cu cei din vechiul PDL? E bine să amintim că suntem de foarte mulți ani într-o competiție. Ar trebui să ne gândim la cine ne e competitor astăzi. Și atunci, dacă gândim așa, sunt convins că vom reuși mai ușor. Într-o declarație recentă, Victor Ponta evoca și el, nu putea să piardă prilejul politic, evoca și el aceste fricțiuni dintre cele două mari partide care formează PNL-ul mare. Și spunea că n-are de ce să-și facă griji, că poate să rămână în fruntea guvernului, că nu există un program de guvernare serios propus de Partidul Național Liberal. Credeți că aceste disensiuni dau apăra mare adversarului politic? Se folosește, domnul Ponta, de unele disensiuni de la noi, am și discutat acest lucru, dar cel puțin noi, vechi liberali, avem experiența USR-ului, unde, vă spun eu, scandalurile erau mult mai mari decât cele care sunt acum în acest proces de fuziune. Iar domnul Ponta și-a câștigat liniștea deocamdată pentru că are un UNEPR și un PC, mititel e adevărat, dar lângă el care îl susțin și mi-e greu să cred că vor face altceva. O liniște câștigată cu UNEPR și PC sunt două formațiuni care v-a interesa pentru a tulbura liniștea domnului Ponta? Noi am spus imediat după alegerile prezidențiale că vrem să preluăm guvernarea. Or, ca să iei guvernarea, trebuie să ai o majoritate în Parlament, motiv pentru care am început discuțiile cu toți parlamentarii. Da. Deci discutați și cu UNEPR și cu PC? Nu am discutat instituțional, dar cu parlamentari și din PC și din UNEPR, da. UNEPR susține că nu își va exprima sprijinul pentru un alt guvern al PSD-ului dacă nu va fi condus de Victor Ponta, tot de Victor Ponta. Cât de avansate sunt discuțiile cu cei de la UNEPR? Cum să vă spun? Ne dorim să ajungem la guvernare mai repede. Dar nu e o condiție sine qua non, adică nu facem orice ca să ajungem la guvernare. Bine, anul 2016 vor fi alegeri și vom câștiga alegeri. Și vom face guvern, dacă nu putem acum. Bun, domnule Petrache, se vorbește despre 7 județe unde formarea comitetelor executive s-a întrerupt, deoarece fie vechi liberali, fie democrat liberalii au încercat să își impună oamenii cu orice preț. Care e cel mai delicat loc din punctul dumneavoastră de vedere? Și ce se întâmplă? Va exista o mediere de la centru? Se duc oameni de la București acolo? Pentru că s-au făcut interpretări diferite, vă dau câteva date. La Consiliul Național, după ce a fost o negociere, s-a stabilit numărul de membri din partea fiecărui fost partid în aceste comitete executive. Deci n-ai cum să impui tu pe cineva și fiecare partid și alege. N-are cum să impună cei de la PNL, vechiul PNL, oamenii în comitete executive de la PNL și nici invers. Deci n-au cum să apară aceste probleme. Sunt doar bolii pe unde este sediu, cine va fi trezorierul, dar eu vă spun că nu sunt probleme reale, ci sunt mai mult orgolii. Chestiunea asta cu sediu pare să fie una care îi frământă pe unii membri ai noului PNL săptămâna trecută, în cadrul ședinței. Am stabilit voi unei astăzi, vă spun, sediul la București e închisat. Da, chiar sediul a fost o problemă? Ca să vedeți. Că sunt jurnaliști care spun, de fapt, au alte lucruri să-și reproșeze. E prea puțin să fie doar sediu. Eu azi am făcut un apel la președinții în general, la președinții celor două foste partide. Dacă de la ei pleacă mesajul
că fuziunea se poate face foarte bine și îmi întâlnește cu gândul adversarul nostru de astăzi, care se numește PSD, va fi liniște. Dacă președinții vor încerca să poziționeze astfel încât să-și câștige adepții în propriul partid din care au provenit, atunci vom avea o problemă perioadă, dar le vom rezolva fără probleme. Orgoliile astea despre care vorbiți au dus totuși la o... Ne fac rău pentru că nu o să ne pregătim pentru alegerile locale, stând să facem în unele locuri să aranjăm pacea, ca să spun așa. Într-un cuplu, când oamenii nu se mai înțeleg, recurg la psiholog. Cine joacă rolul psihologului în această mare înfruntare de orgolii? Ultimii psihologi sunt Alina și Vasile Blaga. Până la urmă, ei sunt balizele la ei. Ultimii am spus că până mai sunt cei doi secretari generali, membrii biroului. Azi am hotărât să mergem mai mult în teritoriu, să stăm de vorbă cu oamenii, să-i facem să înțeleagă nevoia unei fuziuni cât mai, cum să spun eu, cât mai puternice. Ce se va întâmpla, domnule Marian Petrache, atunci când va veni vremea stabilirii candidaturilor pentru 2016? Și da, e un moment greu. Aici cred că va fi mai simplu, pentru că am stabilit încă de la început că acolo unde copreședinții nu se înțeleg, se va face sondaj și oricum se va face sondaj, va fi nevoie de sondaj. Avem niște primari, 1000 de primari care au întâietate, deci ei vor fi candidați, iar în celelalte localități vom face sondaj. Deci nu sunt probleme și nu cred că cineva își dorește să aibă candidați la. Și vor fi acceptate, credeți, aceste sondaje în cele din urmă? Păi eu mă uit la Comisia de Unificare și de la membrii și membrii fostului PNL și fostului PD. Și oameni, dați-mi să folosesc o expresie mai dure, oameni sunt întoși la cap, adică care vor să câștige. Rămânând în teritoriu, în câte filiale e finalizată, terminată această fuziune? Exact ce a zis dumneavoastră, în 7 filiale încă nu ne-au transmis, 7 filiale încă nu ne-au transmis membrii Comitetului Executiv, dar astăzi am hotărât să mergem în teritoriu pentru că vom considera procesul încheiat atunci când vom avea comitet sau birou de conducere la nivelul fiecărei organizații locale din fiecare județ. Ce va salva actorul PNL să nu ajungă în situația USL-ului? Păi nu mai are cum, pentru că procesul de fuziune este încheiat. Noi acum, de facto, va fi acum, adică nu facem decât să facem două echipe concurente altădată, să funcționeze într-o singură echipă. Mai simțiți decalajele de imagine sau deja? Mi reamintește de nu pot. În actualitate, fostul liberal Cristinel Bâciu spune că, mă rog, recunoaște la DNA, potrivit informațiilor apărute în presă, că a primit mită și a folosit bani în campania electorală a PNL-ului din 2008. Ce știți despre aceste lucruri? Cum ar putea afecta aceste denunțuri imaginea PNL-ului în condiții în care sunt alte partide ai căror membrii recurg la același tip de denunțuri? Orice acțiune penală, orice dezbatere cu un subiect asemenea situație, aduce prejudicii de imagine. Nu știu, pentru că nu, în perioada aceea nu eram implicat în conducerea efectivă a partidului. Domnule Petrache, vreau să ne referim puțin și la noul cod electoral. Care sunt efectele codului electoral? Care sunt punctele slabe, punctele forte în viziunea dumneavoastră? Credeți că e posibil să evităm finanțarea la negru a campaniilor odată ce intră în vigoare acest cod electoral? Dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi, adică ce vedem în presă, eu cred că e obligatoriu să facem finanțare integrală de la bugetul statului. E adevărat, democrația costă, dar e mult mai sănătos pentru societate ca această finanțare să se facă de la bugetul statului, să se taie legăturile dintre oameni politici și firme, pentru că în felul acesta promovau și oameni politici care nu aveau calități, dar și firme care nu aveau cădere să câștige anumite proiecte. Deci este un lucru foarte bun și sper să se întâmple lucrul cât mai rapid. Dumneavoastră sunteți președinte de Consiliul Județean. Potrivit prevederii noului cod electoral, președintele CJ-ului va fi ales prin vot indirect de consilieri.
Ce părere aveți? Sunteți E o mulțumiți sau vă decizie, afectează? e o decizie în Comisia de Cod Electoral. Oficial, PNL-ul susține atât alegerea primarilor, cât și a președintelor de consilii din două tururi de scrutin. Cred că asta ar trebui să fie decizia, asta înseamnă democrația adevărată. Să ajungi primar cu 10% din votul electoratului pe care tu îl reprezinți, mi se pare că nu să ai nici sustenabilitate în toate în acțiunile pe care le întreprinzi după alegeri. La președinți, cred că e o greșeală. Cred că e o greșeală pentru că să lași președinții la mâna consilierului județean, nu știu dacă este bine. Nu susțin în două tururi de scrutin personal și partidul susține același lucru. Dacă cei de la PSD nu vor fi de acord, probabil că va rămâne votul la masă și aș vrea să am un comentariu. Codul electoral, am impresia că e făcut pentru domnul Ponta personal. Așa e senzația De ce spuneți asta? pentru că votul pe listă, e adevărat că întărește instituția anumită partid politic și e foarte bine, dar întărește și liderul. El semnează listele electorale. Alegerea președinților la masă la fel întărește liderul, pentru că liderul poate să dea un semnal într-un județ să spună X trebuie să fie. Și mai e legea care a fost propusă tot de un membru PSD cu înființarea partidelor cu minim 3 membri, care e ok, dar în felul acesta astăzi UNPR-ul și PC-ul sigur nu se vor dezlipi de PSD. Și l-ajută tot pe domnul Ponta. E o formă de fidelizare asta? E o formă de fidelizare, pentru că cele două grupuri politice mari vor lua 75-80% și dacă sunt multe partide militare, niciunul nu va avea posibilitatea să facă 5% prag electoral. Și v-ați opus acestei strategii? Înființarea partidului e firesc să se facă cu număr mai mici. După părerea mea, e o părere personală, chiar dacă ar atomiza, puteam să scădem un pic și pragul, tocmai ca să nu se întâmple astfel de Totuși, jocuri. trei membri, nu vi se pare că număr prea mic? Dacă partidele politice de după 9, deci ar fi performat, aș fi spus că și dacă erau 1.000 de membri, nu, e greu să faci un partid astăzi și să iei voturi. Dar pentru că partidele politice n-au performat după 1990, ne putem aștepta la orice surpriză, nu? Deci e o formă de sancțiune, de autosancțiune, Da, într-un fel, da. dată de politicieni politicienilor. Dăm posibilitatea apariției unor partide care să aibă succes. Europa a demonstrat că aceste mini-partide, partide minuscule, n-au făcut decât să intre într-un cor disonant. Ne uităm la modelul Italiei, de exemplu, unde erau nenumărate partide foarte mici, care formau niște constelații Pragul de 5%, contraproductive, până la pragul urmă. deci, atât timp cât vor fi două partide mari, pragul de 5% este fatal pentru aceste partide mici. Se vor împiedica de acest De prag, acest așadar. prag, da. Alegerile din 2016, domnule Petrache, când v-ați propus să definitivați lista candidaturilor pentru aceste alegeri, aveți un termen? Deci, după ce finalizăm acest proces la nivelul fiecărui județ și fiecărui unități locale, vom începe procesul de selecție a candidaților pentru fiecare localitate în parte. V-ați fixat și niște ținte electorale, în câte județe vreți să câștigați? Nu, încă n-am ajuns la această analiză, nu ne-am făcut electorale, dar azi am transmis colegilor mei să nu ne închipuim că alegerile parlamentare sunt similare cu alegerile prezidențiale. Alegerile parlamentare sunt câștigate de partidul care are structuri organizatorice puternice. Are mai mulți primari, are mai mulți președinți de consilii județene. Cu alte cuvinte, alegerile locale vor fi foarte, foarte importante pentru viitoarea structură a Parlamentului. Primăria Capitalei, Sorin Oprescu este primar independent, dar e de stânga, după cum știm cu toții. Credeți că e posibil să se îndrepte capitala spre dreapta la următoarele alegeri? Oricum va fi o campanie mult mai grea pentru domnul Oprescu și eu cred că dreapta va câștiga alegerile la Primăria Generală. Vă gândiți la o persoană sau doar la municipiu?
Nu încă. Nu încă. Sunteți președintele Consiliului Județean Ilfov. De multe ori Ilfovul crește mai repede decât Bucureștiul chiar. Ce ar putea lua primăria capitalei din experiența Ilfovului? Să știți că eu o să vă spun ceva discutat cu domnul Oprescu încă de când am preluat mandatul de Consiliu Județean. Ilfovul nu poate să trăiască fără București, dar nici București nu poate să trăiască fără Ilfov. Bucureștiul și Ilfovul trebuie deja să aibă strategie comună și pe dezvoltare și pe mediu și pe toate, pe tot ce înseamnă activitate economică și socială. Astăzi e un proiect mare pentru dezvoltarea mobilității și în transportul, în primul rând, transportul în comun. Acum o săptămână de zile am inițiat un proiect de înființare a unui parc tehnologic lângă Măgurele, care să bucure de ceea ce se cercetează la sede de la Măgurele. Sunt multe firme din București. Și apropo, pe o analiză noastră, în jur de 200 de milioane de euro pe an intră în bugetul capitalei datorită celor din Ilfov care muncesc în București. E bine pentru ilfoveni pentru că au un loc de muncă relativ aproape de casele lor, e bine pentru București pentru că le crește bugetul local. Aria metropolitană a Bucureștiului, Ei, credeți am că propus așa? domnului Oprescu încă de la început să facem metropola București-Ilfov, pentru că sunt foarte, foarte, v-am spus încă o dată, sunt foarte, foarte multe lucruri care nu se pot dezvolta decât dacă cele două consilii se pun la masă, dacă cei doi edili se pun la masă, împreună. Revenim puțin la politică, pentru că așteptăm, că așa ne-ați promis, depunerea unei moțiuni de cenzură pentru dărâmarea guvernului Ponta. Când credeți că ar putea interveni acest eveniment? E tare frumos. Vedeți? Codul electoral, apariția partidelor cu trei membri, ceea ce vă spuneam că acest lucru ține foarte strâns unei perioade și pe cel de PSD, dă PSD-ului astăzi o anumită lejeritate în comportament, pentru că va fi foarte greu să spargem în majoritatea și atunci probabil că vor forța ei codul fiscal să-l treacă prin asumarea răspunderii și asta pentru mine e dovadă că acest cod fiscal a fost mai mult o acțiune de imagine decât un act politic important. Pentru că dacă ar fi fost un act politic important, acest cod fiscal, pe care toți ne-l dorim și toți clamăm că ar trebui să fie cu mult mai mult decât o perioadă a unui prim-ministru sau unui guvern, adică mai mult de 4 ani de zile, ar fi într-o dezbatere mult mai largă și nu așa de rapid cu o asumare de răspundere. Noi știu că după ședința dată, colegii care au participat la conferința de presă urmau să propună premierului acest lucru, să ne grăbim. Un cod fiscal trebuie prezentat odată, în mod normal, în mod firesc, odată cu un program de guvernare, odată cu niște obiective strategice stabilite de un guvern. Și bine ar fi ca aceste obiective să fie stabilite în urma unui consens politic, de care România are mare nevoie și pe care toți îl clamăm, dar nu facem nimic ca să-l și obținem. Ar fi fost, sau e momentul, ca acest consens politic să se facă politic și social, să se facă pe codul fiscal, nu așa prin asumare. PNL va fi obligat, la momentul ăla, să introducă o moțiune de cenzură și, vedeți, un lucru care ar putea să fie făcut bine, adică să fie o dezbatere reală pe lucruri esențiale, le transformăm doar în a vedea sau a nu vedea dacă există sau nu există o majoritate. Păcat. Care sunt țintele dumneavoastră concrete după ce, să presupunem că veți reuși să schimbați majoritatea? Va prelua, de exemplu, doamna Gorghiu, șefia Camerei Deputaților? Asta e un lucru mai puțin important. Cred că e foarte important cu ce venim în fața oamenilor și îmi pare rău, îmi pare foarte rău că programul de guvernare propus de Partidul Național Liberal și Cătălin Predoiu, care a fost integratorul ideilor dezbaterilor în partid, nu a fost, și e vina noastră, e vina noastră, nu a fost sau nu este dezvoltat așa cât ar trebui, pentru că o s-ar vedea niște lucruri extraordinar de importante. Toți spunem că pentru o societate sunt două lucruri esențiale, educația și sănătate.
și să vedeți că le dăm importanța cuvenită și nu mai trebuie importanța cuvenită. Încercăm să le supunem dezbaterii publice, pentru că e foarte important ca pe aceste două sisteme publice care definesc o națiune să avem un consens politic. Și mai e ceva, uitați-vă ce păsește Europa și ce păsim și noi, demografia. E un punct de securitate națională, scăderea demografică, pe care o vedem cu toții astăzi. Domnule Petrache, despre domnul Predoiu se vorbește ca despre viitorul prim-ministru al PNL-ului. E asumat. Deci nu vom mai avea, în opinia noastră, niciun fel de surpriză. Păi n-am fi serioși. Și eu cred că suntem serioși. Aveți o schiță, o idee despre cum ar trebui să arate noul executiv liberal? Cred că schița guvernului trebuie să fie în funcție de obiectivele strategice care sunt cuprinse în programul de guvernare. Cred că trebuie să le deschidem către societate, să avem și oameni politici în guvern, dar să avem și oameni care vin din societate. Deci nu veți merge doar pe cadre de partid. V-ați spus întrebarea, sunt convins că v-ați spus dumneavoastră, de ce oare după orice fel de alegere, în afară de cea parlamentară, în Europa Occidentală, în Europa asta civilizată, guvernul care pierde, partidul care face guvernul și pierde alegerile și de demisie. Este semnul că el nu mai are susținere populară și atâta timp cât nu mai ai susținere populară, nu poți să mai guvernezi. Nu mai e cum. Înseamnă că nu mai ești credibil. În România trebuia să întâmple lucrul acesta după alegerile prezidențiale. Există de asemenea un subiect pe care aș vrea să-l abordăm, acela al datoriilor Partidului Național Liberal, având în vedere funcția pe care o dețineți în interiorul partidului, cea de secretar general. Sunt niște datorii istorice, ce soluții găsiți? Am văzut că a fost un subiect care a interesat presa. Avem datorii foarte mari, în jur de 3 milioane de euro. Mesajul pe care l-am pus să transmit a fost chiar acesta de care vorbeam mai devreme, că trebuie să avem o finanțare transparentă și mesajul pentru colegii mei și ceea ce am dorit noi ca fiecare filială să contribuie la bugetul partidului cu o sumă, este dovada că am înțeles acest lucru, am înțeles mesajul din 16 noiembrie și vrem ca totul să fie transparent. Strângând acești bani, o să avem bani pentru funcționarea partidului, dar o să avem și o sumă cu care niște colegi de-ai noștri care au fost nominalizați de birou vor purta negocieri cu cei care ne-au finanțat, astfel încât pe o perioadă mai lungă de timp, e adevărat, să putem să acoperim aceste datorii făcute, nu de noi acum, mai de mult. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc!